Aproximativ 32.000 de pubele vor ajunge în Mediaș și vor fi distribuite atât pentru gospodării la casă, cât și pentru punctele de colectare amenajate în cartierele cu blocuri. Astfel, medieșenii care locuiesc la case vor primi câte 4 pubele, față de 3 câte aveau până acum, pe care le vor folosi pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, biodegradabile, din plastic-metal, dar și pentru hârtie-carton. Proiectul beneficiază de finanțare europeană în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, recipienții fiind achiziționați de către Consiliul Județean Sibiu în cadrul unui contract încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La nivelul județului Sibiu se derulează un proiect cu finanțare nerambursabilă europeană. Acesta este menit să creeze un cadru unitar în ceea ce privește managementul deșeurilor. Mai precis, toate gospodăriile la bloc, precum și cele la casă, vor beneficia de infrastructură modernă de colectare a deșeurilor, respectiv pubelă neagră pentru deșeurile menajere, pubelă galbenă pentru deșeurile de plastic și metal, pubelă albastră pentru carton și hârtie, respectiv pubela maro pentru deșeuri biodegradabile. Aceste pubele, aceste recipiente vor crea, în opinia noastră, un sistem compact, un sistem care să asigure implementarea instrumentului plătește pentru cât arunci. Evident, este un proces de durată medie, pentru că distribuirea se va face etapizat, probabil pe parcursul anului 2024 și probabil și pe parcursul anului 2025. De acest proiect va beneficia nu numai municipiul Mediaș, va beneficia întreg județul, respectiv toată zona de nord a județului Sibiu, atât orașele, cât și comunele și, bineînțeles, municipiul Mediaș. Vorbim de 10.000 de... Da, municipiul Mediaș va beneficia de circa 32.000 de unități, iar celelalte unități administrativ-teritoriale de circa 70.000. Sigur, pe diferite tipuri și sortimente, să le zicem așa. Practic, fiecare locuință la casă va primi 4 pubele, față de 3 câte... Da, deci municipiul Mediaș va avea pentru gospodările la casă 4. Primăria Municipiului Mediaș, în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, a câștigat în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare un proiect care prevede achiziționarea din fonduri europene a unui număr de aproximativ 32.000 de recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor. Este important de știut faptul că pentru medieșenii care locuiesc la casă vor fi achiziționate și pubele pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, menajere, biodegradabile, din masă, plastic sau metal, dar și pentru hârtie și carton.